Doamne Dumnezeule, care ești milostiv și iubitor de oameni, care ai spus, eu sunt calea, adevărul și viața, ajută-mă să-mi găsesc calea spre tine, prin care să mă apropii de adevăr și să am parte de viață veșnică. Tu ești cel care face minuni și izbăviri, cel care poate să schimbe soarta unui om, cel care poate să-i dea putere și curaj atunci când totul pare împotriva lui. În momentele mele de grea încercare, când întâlnesc ziduri la tot pasul și totul pare fără de ieșire, am încredere că Tu, Dumnezeu puternic și iubitor, vei face un drum prin care să mă ajut să trec peste orice obstacol. Tu ești cel care poate muta munții din loc, cel care poate face orice lucru, dacă este cu adevărat dorința Ta. Doamne, îndreaptă-mi pașii spre Tine, luminează-mi calea și dăruiește-mi putere de a-mi pune toată încrederea în Tine, ca să pot urma calea pe care mi-ai arătat-o. Fă-mă să fiu un instrument al bunătății Tale, să pot ajuta și eu pe cei din jurul meu și să mă pot apropia de Tine la izvorul vieții veșnice. Te rog, Doamne, ajută-mă să am putere de a nu mă lăsa doborât de greutățile vieții și să am curajul de a-Ți urma calea, indiferent de obstacolele care se ivesc în fața mea. Amin.